Эй, фрат, все дразнишь. Дебил, а что и... Нам борьбы с этим плен. Штив. А что, Мадаре, и... Штив, к ну и ушо. Nu vă spărați că filmează și poate dacă ați trebuia să fie public. Asta e caz strigător la cer, cum își bat joc de om pentru că grăiește românește și pentru că e rom. Probabil de atâta. Și mai mult e despre asta. Mai degrabă de asta. Ne dați bilete? 3 lei? Unde? La Viena. De ce? Păi că nu vreți noastră sau de ce? Nu trebuie să le dați bilete, doamnă, dacă vă prezintă... Doamne, are pașaport ucrainean? Nu. Doamnă, e refugiat. Doamnă, e refugiat. Este la geam și este, nu știu, cu telefonul înregistrează că, vezi, doamne, nu vreți să le dăm bilete fără... Da, asta e caz de discriminare și o să răspundeți în fața legii pentru discriminare. Probabil pe motive etnice și rasiale. Internațională, limba ucraineană e de circulație europeană. Da. Bună ziua! Bărbatul ăsta spune că... Ce spune? Că vine din Ucraina, că e cap de familie. Nu știu cum ați fost instruiți dumneavoastră. Doamnă, ieri altă doamnă care era aici s-a uitat pe document. Ce v-a spus altă doamnă? Nu, ni se spune. Dacă iese din Ucraina... Dacă are permis de ședere în Ucraina. Dacă are altfel de pașaport, trebuie să plătească. Haideți să vorbim cu șeful dumneavoastră. Da, sigur că da. Puteți să mergeți afară în sala de clasa a doua. Primul pe dreapta este șefa de tură. Bine. Prezentați situația. Bine. Și după aia, dacă este cazul... Deci noastră nici până acum n-ați dat bilete pe alte pașapoarte? Dacă nu este pașaport care să aibă... prin care să se dovedească că are ce, cum se cheamă, viză de rezident, da? Am păi iată, v-a arătat documente, v-a arătat documente, el e cap de familie. Da. Am dat pe viză de rezident în Ucraina, știți ce e aia viză de rezident? Na. Au o carticică de plastic așa, unde scrie rezident, numele cu datele de identificare, tot numeric personal și așa mai departe. Iar că și ești, propriiscă. Și asta nu e rezidență de Ucraina, ce arată el? Codul de pasport. Ia uitați, de la Ucraina. Are toate astea acte ucrainești. Acte de reședință în Ucraina. În primul rând, eu nu știu să citesc cu această limbă, pare foarte. Păi dar nici pașapoartele nu știți să le citiți, că ei toți vin cu pașapoartele. Doamne, doamne, da, și pe documentul ăsta nu scrie Ucraina. Nu vă supărați. Pe documentul ăsta nu scrie că e Ucraina. Ia uitați-vă, ștampilă de Ucraina. Chemăm pe cineva de la poliție, da? Și dânsii se interesează mai departe să primească de la colegii lor, de la poliția de frontieră, traducerea de la așa ceva. Dacă mie mi-a venit la ghișeu cu el... Doamnă, dumneavoastră, ascultați, dumneavoastră altor acte nu le-ați cerut traducerea, pentru că vin oamenii cu pașapoarte ucraine. De, în regulă, dumneavoastră aici nici nu le cereți pașapoarte. Dumneavoastră aici nici nu le cereți pașapoarte. Aici nici nu le cereți pașapoarte. De ce lui îi cereți? Pentru că, de regulă, vorbesc rusește. Așa, da? Și dacă vorbești românește, gata, ai suspect? Nu, vorbesc engleză. Da? Și dacă vorbesc românește, ai suspect? Au vorbit engleză și mi-au dovedit că sunt studenți în Ucraina și aveau viză de rezidență în Ucraina. Sau acea cărticică de noastră, rezidență în Ucraina. Doamnă, am impresia că noastră aplicați discriminare pentru că omul vorbește românește și pentru că arată altfel. Dacă mie nimănui până acum n-ați cerut acte. Care? De două luni să aici nimănui n-ați cerut acte. Lui cereți acte. Da, de ce? Pentru că dacă vin cu dumneavoastră, da, se consideră că le-ați verificat pașapoartele. De atâta nu le cereți actele. Am înțeles. Și acum a venit cu mine și de ce? Și acum a venit. Și acum a venit cu mine de ce cereți actele? Poftim? Acum că a venit pentru cu mine. Pentru că a fost la mine înainte, așa. La faptul că a înjurat că la ușa cortului, da? Treabă care nu se rezolvă așa, puteți, dacă mă ajunge. Puteți să-l denunțați la poliție dacă v-a înjurat. Da, nicio da, problemă. De ce nu denunțați? Chiar o să sun la poliție și o să întreb de ce mi se face atmosferă la ghișeul halotă. Dar bilet de ce nu-i dați? Pentru că i-am spus că-i dau bilet cu bani. De ce deci cu bani? De ce cu bani dacă el e refugiat? De ce îi dați bilet cu bani? Da, 3 euro plătești.
Iată, arată documente. Odată ce are pașaportul din Moldova, eu nu înțeleg nimic din documentele alea. Niște documente oficiale se prezintă și alte documente. Limbă de circulație internațională. Nu e adevărat, dacă ești refugiat, nu-ți cere nimeni limbă de circulație internațională. Dacă ești refugiat, pentru că eu, cine sunteți dumneavoastră, autoritatea care cere documente? Sunteți autoritatea care cere documente? Și de ce nu-i dați bilet dacă el vă spune? Nu dau fără bani. Este clar. Mă duc la șefa dumneavoastră, vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Da, mă numesc Marcu Laura, poftiți. Mă duc să mă plâng la șefa dumneavoastră, sau șeful. Eu am impresia că aici e vorba de discriminare și el te discriminează pentru că vorbești românește și pentru că arăți de altă culoare. Ei, lasă, asta dacă e înjurat, îți plătești amendă. Ai să plătești amendă dacă e înjurat, dar dacă te-o discriminat, o să răspundă ea. Dar e grav că după două luni ea încă nu știe că oamenii ăștia toți sunt refugiați. Ea înseamnă că și altora nu le-a dat bilete până acum. Nu e de... Așa ați spus, așa spuneți dumneavoastră? Moldovenesc. Eu vin de la Ucraina. Vin. Dar el vine din Ucraina, el e refugiat, el e soțul. Familie este, la mine propisca, tata e de la Ucraina. Eu sunt propisit în Ucraina, pojalosti. Codul de la Ucraina. Deci ne ducem la casă și ne dai bilete? Unitate de care? Ce fel de unitate? Ah, și ea o să afle răspunsul sau ce? Mulțumim. Mulțumim. Cum? Ce poze? A, uitați, documente ucrainene. Are ștampilă de ieșire din Ucraina. El e refugiat din Ucraina. Cu toată familia lui. Dar de unde știți că ăsta e pașaportul ei? Că e scris tot în ucraineană. Pașaportul ei, de unde știți că e al ei? Și acela e tot pașaport. Și dovadă că-s căsătoriți, dovadă că au trei copii, permis de ședere, ieșit din Ucraina, e clară discriminare pentru alte motive decât cele invocate. E, cum să nu? Altora nici nu le-ați cerut actele, altora nici nu le-ați cerut actele, iar lui îi cereți actele, pentru că vorbește românește și pentru că arată ca rom. Dați-i bilet. Nu vă certați, dați-i bilet și gata. Legea spune că refugiaților li se dă cu 3 euro. El e refugiat. Da? El e refugiat. Are ștampilă de ieșit din Ucraina, are permis de ședere în Ucraina, are certificat de căsătorie cu o cetățeană ucraineană. Ce altceva trebuie să mai aibă ca să fie rănit sau ce să fie ca să-l tratați ca pe refugiat? Acum ce faceți? Filmez. Știți că n-aveți dreptul? Cum să nu am dreptul? Documentez un caz de abuz. Vreți după aceea să pretindeți altceva? Vreți să pretindeți după aceea altceva? Nu aveți voie să filmați fără acceptul. Nu e adevărat. Ba, da. Eu mă filmam pe mine. Acum vă filmez și pe dumneavoastră. Dați-mă judecată. Dumneavoastră pe mine mă filmați și eu pe dumneavoastră n-am voie, da? Aveți acordul meu să mă filmați? Scrie, prezentându-vă la ghișeu, aveți acceptul, vreți să fiți filmați. Acceptul nu vi l-am dat să mă filmați. Deci suntem în condiții egale. Eu vă filmez tot așa, fără accept. Dacă nu doriți bilet. Nu doresc, eu vreau bilet. Platforma informației. Aveți canal de internet. Sau de la automat îți cumpărați bilet, nu sunteți obligați de-ați. Acum să nu, mă filmați și la clozet, aveți camere peste tot. Colega, că mi-a făcut acum vreo două ori. Înțeleg. Păi nu, că eu m-am întors la alte, n-am făcut niște acte. Nu, el este ce ea. Act de identitate, vreau pașaport ucrainean. N-ai pașaport ucrainean. N-am pașaport ucrainean. Am avut vid na jitelstvo, da? Permis de ședere. Permis de ședere Ucraina. Eu am picat în avarie, cum se numește? Accident. Accident. Deci vreau la clasa. Am șezut un an de zile pe pat. La Ucraina. Eu scris acolo, ești tampinie, da, că eu sunt acolo la Ucraina am trăit. Nu un an. Noi 10 ani, 10. Este propisca, este identificaționul cod care arată că eu am trăit, da, eu am trăit la Ucraina și eu plătim nalogurile la Ucraina. Puteți mă proviziți pe acest toată informația este într acela. Expiră la data de. Nu. Deci, început
și sfârșit. Da. Aici. Asta vreau să văd și aici. Aici stai codul. Ok. Când expiră? Când expiră? Când expiră. Dă-mi propisca. Nu asta când vă dau DNP, vă eu când am căzut pe operație, eu sunt operat pe cior și așa de fier în cior. Asta a fost tot la Ucraina. Eu toate acturile ăștia le-am avut, tot normal. Cu războiul, femeia, copiii, vrea să ducă mai departe. Eu pot să rămân în drum. Vă întreb pe dumneavoastră, eu pot să las copiii să rămân eu în drum. Da, și el se dea pe totdeauna. El nu se schimbă. Astăzi? Astăzi la două, dar n-am timp. Ia ca tot. Am fost acolo pus pe ociot. Pe ociot am fost pus. Eu n-am fost la Moldova, eu am fost la Ucraina. Din Ucraina am fugit încoace. El e refugiat toată ziua, cu actele în regulă. Și îl discriminați acum pe niște criterii ilegale. El spune că îmi dă bilet, dar la vama acolo, poți să mă dai jos. Asta e problema lor, acum el trebuie să-ți dea bilet să nu te poarte pe drumuri. Că altfel te discriminează. Și așa deja te-a tratat discriminator. Dar mă duc să mai schimb și vă dau deocamdată așa în 7. O să răspundă cel de la vama dacă te dă jos. Da, doamnă. Da, ea deja a încălcat legea că tot cerut actele altora nu le cerea. Pentru că vorbești românește și pentru că aveți altfel. Asta e clar discriminare. Da, da, da. Încercați să nu mai transmiteți chestia. Da, da. De atâta până acum omul că n-are bilet. V-am zis, din Uzbekistan le-ați dat bilet, din Armenia le-ați dat bilet, din Africa, de peste tot le-ați dat bilet, că avea ștampilă și vinea din Ucraina. Sunteți noastră director general, ministru sau ministru ca să ne judecați? Nu, dar eu știu ce a zis guvernul. Cine vine din Ucraina e refugiat. Și el vine din Ucraina cu toată familia și îl țineți aici pentru că e rom și pentru că vorbește românești. Asta e clară discriminare rasială. Am înțeles, am înțeles. Nici o problemă. Eu vreau cu familia, la mine, noi suntem 8 oameni. Noi toți vrem să ne ducem la Germania. Nepoții mei. Sunt ucraineani. Noi toți plecăm încolo. Acolo neamurile noștri și aici nu avem de ce să ne oprim. Și dacă merge vorba de 3 euro de bilet, nu e nicio problemă. Noi, eu și-a avut bani, nu era aici e casă internațională, vorba de doamne. Asta. Degeaba dădem bani și mă ducem mai departe. La orice altă casă. Înțelegi că n-ai bani, nu te gândești așa ceva. Ai dat bani și m-am dus, ai și-mi trebuie problemele ăștia. Nu, ta ne zanete. А куда вы хотите билет? Сегодня нету поезда, только завтра. Да, знаете, да? S-a mai întâmplat astfel de cazuri să fie discriminat? Nu, prima dată așa ceva. Nu. Cam greu. Mulțumesc că am reușit. Problema și plec cu familia la Germania. Dar de ce crezi că s-a întâmplat asta? Pentru aceea că la mine este pașaportul moldovenesc. Da, și? Și venisem noi de la Ucraina, nu ne-am dus la Moldova, dar ne-am pornit spre Germania. Am venit încoace la România și de la România noi și trebuie să ne ducem mai departe. Da, dar de ce copiii de ce nu vreau să-ți dea inițial bilet? Le dea drumul că sunt de la Ucraina. Nu ne da drumul că eu sunt de la Moldova. Но мы трăisem тец la Ucraina și ieșisem тец amodit la Ucraina. Да, да. Deci sunteți refugiați, toată familia. Da. Și deodată спасибо, mulțumesc lu băieții care ne-au ajutat. Dumnezeu să le dea sănătate și putere și multă sănătate de umenie pe oamenii care ne-au înțeles. Dar cine? A venit până la urmă șeful gării sau cine s-a ocupat? A venit șeful gării și problema s-a reșit. S-a rezolvat. S-a rezolvat. Mulțumesc la toată lumea și ție. Mai ales lui Oleg, da. Sper să nu se mai repete. Rad.
Da, este. Certificat de căsătorie. Și v-ați căsătorit deja, dar ia că te-a ajutat, amă.